privește-mă de sus și vei vedea un prost. Privește-mă de jos și vei vedea un zeu. Privește-mă în ochi și te vei vedea pe tine însuți. Vă salut cu mare drag și sunt mândră că am fost invitată aici. Cuvintele pe care le-am rostit îi aparțin lui Charles Manson, celebru criminal în serie. Și le-am ales pentru a ne aminti cu toții că, într-adevăr, oricând, oricine poate învăța, oriunde, tot timpul, dacă perspectiva și felul în care ne relaționăm cu ceilalți devin la un moment dat esențiale. M-am gândit mult ce aș putea să vă spun astăzi și am ales să fac un lucru care îmi provoacă mare neplăcere, să vorbesc despre mine. Urăsc să vorbesc despre mine, dar cred că singurul dar pe care vi-l pot oferi acum este o experiență de 30 de ani la firul ierbii. Nu știu dacă voi spune aici povestea unui succes sau povestea unui eșec. Cred că mai degrabă povestea unui eșec din care ar trebui să învățăm mult, să învățăm cum să ne relaționăm cu ceilalți. Totul a început cu 30 de ani în urmă, așa cum s-a spus, când sistemul m-a aruncat în labirint. În labirintul educațional și am încercat să caut drumul, să găsesc drumul. Am ajuns în școală și eram un soi de struțocămilă. Categoric avea minimă de leu, dar aspectul era categoric de oaie, de cele mai multe ori neagră, deranjam des și mult și am trecut repede de la întrebarea disperată ce mă fac la răspunsul ce fac, la întrebarea ce fac. Și răspunsul a venit repede. E simplu ce fac. Voi face ceea ce știu cel mai bine. Ce știam eu cel mai bine? Să predau limbă și literatură română. Am primit însă o lecție cruntă, pe care am sintetizat-o în îndemnul fii adecvat. Am vorbit cu pasiune, câteva ore, despre cât de frumos ne oferă scriitorii noștri lecții de viață. Un puștan din prima bancă îmi sorbea fiecare cuvânt. Foarte curând am descoperit însă că sărmanul era semi-analfabet. Categoric nu înțelesese nimic din ce spuneam și probabil că se întreba ce este cu femeia asta. Mi-am dat seama atunci că trebuie să fie adecvat, că nu este spectacolul meu, că nu este rolul meu, că nu este despre mine de data aceasta, ci că este despre ei, despre copii. Și atunci am trecut la următoarea întrebare. Cum fac? Rătăcirea a fost îndelungă. Am descoperit mai întâi ce înseamnă respectul și asta am descoperit-o de la clasa Golanilor, o clasă de la care colegii mei ieșeau plângând și normal că mi-a fost foarte teamă. Am aflat însă de la ei că respectul nu se acordă niciodată necondiționat și am aflat de la ei că respectul nu se impune prin regulamente școlare și nici prin legi. Respectul se câștigă cu foarte multă trudă și se câștigă în momentul în care te respecti pe tine, în momentul în care înveți să-i respecti pe elevi și în momentul în care îți respecti cu adevărat profesia. Următoarea lecție a venit și ea destul de repede. Este vorba despre ceea ce aș numi reciprocitate. Această lecție mi-a dat-o un puștan de 11 ani, care a venit cu tema pestic. Eu aveam oroare de tot ceea ce înseamnă tehnologie. Mă treceau fiorreci pe șira spinării când dădeam play la casetofon, cum era pe vremuri. Mi-am dat seama că așa nu mai merge și mi-am dat seama că învățarea este un proces care trebuie să fie reciproc. Nu eu îl învăț pe el, ci el mă învață pe mine. Pentru că tot timpul putem învăța unul de la celălalt. Și atunci am învățat de la ei cum e cu laptopul, cu Kindle-ul, cu Facebook-ul și sunt tare mândră de asta. Am descoperit și fractalii datorită lor și a fost absolut formidabil. Următoarea lecție aș numi autenticitate. Din lucrările lor am descoperit cât de mult urăsc încremenirea într-un rol, așa numitul statut de profesor. Ei își doresc în fața lor un om care să fie adevărat, să fie autentic, să fie vulnerabil, care să știe că poate greși, care nu este Dumnezeul nimănui, care își asumă greșeala și, mai mult decât orice, care îi încurajează să greșească și care îi lasă să greșească, pentru că învățarea este procesul lor personal. Acest moment pe care l-am numit Suntem diferiți și este grozav că se întâmplă asta, m-a marcat profund. A fost întâlnirea cu Raluca Medeșan, întâlnirea cu Andreea Floroiu, întâlnirea cu mediul ONG,
întâlnirea cu non-formalul. Întrebarea mea, cum să fac, a început să primească sute de răspunsuri. Și a fost absolut extraordinar să-mi dau seama că putem proceda în mod diferit, că eu personal pot face și management de proiect și gestionare de conflict și lucru în echipă și jocuri de team building și multe altele. Și este evident că elevii mei de atunci au știut mult mai multă română. Și asta probabil că e un paradox. Următorul îndemn este fii generos. Este lecția pe care am învățat-o de la familia Moșoiu. A fost providențial în existența mea să mă întâlnesc cu această familie, pentru că mi-a oferit exact ceea ce îmi trebuia. O viziune, o structură și această generozitate fabuloasă. Să fii generos în primul rând cu tine, să-ți pese de tine, de ceea ce ești, de ceea ce poți să devii, să te dezvolți, să crești. Apoi să fii generos cu ceilalți, să dai din timpul tău, din viața ta, din orele tale, din expertiza ta. Și în ultimul rând să fii cât se poate de generos cu profesia ta. Tot de la elevi am aflat cât este de important să comunici, să nu presupui. Într-un eseu, un copil scria: profesorii și elevii trăiesc în două lumi complet diferite, care se întâlnesc foarte rar și doar accidental. Și atunci este extrem de frustrant. Eu, care credeam că noi comunicăm, pentru că despre asta este școala, mi-am dat seama cât de departe sunt de adevăr și mi-am dat seama cât este de important să comunici real. Nu doar să întrebi, ai înțeles, și el să nu răspundă nimic și tu să crezi că da. Aventura a continuat. Încă mă simțeam în labirint și încă mi-era foarte greu. Parcă nu cunoșteam încă drumul. A venit momentul gura portiței și lecția pe care am primit-o aici este: pune-te în ordine. Cei de la gura portiței m-au învățat două lucruri esențiale. 1. Nu poți ieși din labirintul sistemului până nu ieși din propriul tău labirint. Este extrem de important să te pui tu în ordine, dacă vrei să pui ordine în lucruri. Este foarte important să te cunoști pe tine, să te accepți pe tine, așa cum ești, cu vulnerabilitățile tale. Apoi, la fel de important, la gura portiței am descoperit ce este cu adevărat procesul de învățare. Și probabil că e rușinos că am învățat asta doar anul trecut. Doar anul trecut am descoperit că învățarea este un proces absolut personal. Și cred cu tărie că verbul a învăța se poate conjuga doar la diateza activă, timpul prezent, persoana întâi. Eu învăț. Este procesul meu, responsabilitatea mea. Este problema mea și creșterea mea. Și până nu-mi rezolv această problemă și nu o înțeleg corect, nu pot să învăț nimic pe nimeni niciodată. După gura portiței a urmat o experiență foarte frustrantă, pentru că ajuns acasă mi s-a reproșat că fac rău copiilor cu atâta non-formal. Și am simțit așa că se închid toate drumurile, că nu mai găsesc calea și rostul. Până când, de la Trompi și de la Cosmin Catană, am aflat că e foarte important ca roata să se învârtă. Pentru că dacă nu se învârte roata, nu crește iarba. Trebuie să se învârtă roata pentru că e nevoie de creștere. Pentru că încremenirea într-un proiect, într-un rol, este profund dăunătoare. Și am reușit să învârtim roata și avem acum un centru de tinere de care sunt foarte, foarte mândră și care are doar 2 săptămâni și este foarte activ și sunt foarte fericită. Cea de-a 10-a lecție este o lecție de nota 10 și cred că nu are nevoie de nicio explicație. Responsabilitate, rețea și recunoștință. Dacă ar fi să concluzionez, tata alături de mine, în istoria unui labirint care a însemnat în bună parte povestea unui eșec. Pentru că ce am înțeles eu după 30 de ani este că am rătăcit cumva drumul. Am pornit de la ce și am mers spre cum, încercând să ajung la de ce. Este clar de ce-ul este important. De ce fac eu asta? De ce am ales să fac asta? Dacă am ales să fiu profesor și dacă răspunsul la întrebarea de ce este pentru că vreau să ajut cu adevărat niște copii, atunci drumul trebuie să fie exact invers.
Răspunsurile la întrebarea cum vin de la sine, iar la ce categoric ne vom descurca. Iată de ce cred din toată inima că profesorul de astăzi are mare nevoie de trei resurse. Inițiere în coaching, feedback real, autentic, nu inspecții venite din afară, ci feedback-ul dat de beneficiari, să-i numim așa, și neapărat are nevoie de o rețea. În momentele cele mai grele din viața mea, rețeaua a fost cea care m-a ajutat. Am ajuns astfel la kilometru zero. Nu doar că sunt în București și mă mir și eu că sunt aici și mi-e greu să înțeleg aici, dar aș vrea să închei vorbindu-vă din nou despre perspectivă. Nu se poate construi nimic dacă nu ne punem inima alături de o altă inimă. Nu se poate construi nimic dacă nu privim direct în ochi și dacă nu ne dăm seama că povestea copiilor noștri este de fapt povestea noastră. Vă mulțumesc!